Ce a spus? Mai spuneți unul. Uite, el cred că vine de două picioare de aici, vezi? Și aici se disparte. Uite, vezi, e lipit și aici se disparte. Are două, patru și cu astea două, șase. Care ar putea fi cauza? Cauza cred că nu știu, o malformație ceva, eu știu. Poți să dai seama că doar n-am avut niciodată așa ceva. Nici la tata când era, nici doar atât. Dar de cât timp aveți tână? Pe stână eu m-am născut între oi, eu sunt a patra generație la oi. Și nu s-a mai întâmplat? Nu, n-am văzut niciodată, niciodată. Cu... Nici altfel de malformații? Malformații pe la cap, fără buza de jos, s-au închis botul, așa, dar așa ceva, nu. Vezi, el are osul lipit de coaste. Și anul ăsta cred că a fost și un an cu mai mulți cu doi. Uite, aseară a fost tata asta doi, aia doi, alea două, doi, acolo numai câte doi. Asta. Să-ți dai seama, la vreo 800 de oi fătătoare, e singurul cu malformație. Ați întrebat ceva vreun medic veterinar? Am întrebat, nu prea o da niciunul, nici nu se iau să zică că e din ce cauză sau cum. Poți că se puteau forma doi mei, dar dacă se formau doi mei, nu ieșea numai un picior. Nu pot să-mi dau seama, dacă am spus de atâția ani, au fost străbunicul, bunicul, tata, eu și așa ceva, nu am văzut. Când a ieșit cu astea, când mai iasă, zic, ce Dumnezeu, mai iasă un miel, zic, ce Dumnezeu, ceva să, nu știu, că când fată câte doi, majoritatea mai vin încălciți, știi? Mai vine un picior de la unul sau de la altul, bă, zic, mai este unul când trag, iasă, ce Dumnezeu are, când colo, mai două picioare lipite, uite. Mama lui. O mai făta și alți pui? Mama lui am cumpărat-o astă toamnă. Și ăsta e primul pui care l-a făcut aici la noi. Ea e a patrulea miel ar veni, știi? Ăsta e a patrulea miel. Am cumpărat-o. De la cineva, de la Grănicești. Da, să spui că s-a făcut cu berbecii de-a noștri, dar ea n-ar nicio treabă cu berbecii noștri. E distanțată de linia de berbeci. Știi, ca să... Da. N-au făcut linie apropiată. Ei din altă linie și au ajuns la noi, dar noi mai mult de 2 ani berbecii nu-i ținem. Tot se schimbă berbecii, ca să nu fie probleme. Referitor la mielul cu 5 picioare, nu ați avut dumneavoastră la stână cazuri de genul, dar mai știți, nu știu, alți fermieri sau așa care asta, să... Nu știm, nici n-am auzit, de asta v-am anunțat, că vă dați seama, de atâția ani, fiind eu a patra generație, îți dai seama, străbunicul, bunicul, tata și eu, de atâta timp și nu s-a întâmplat, și plus că e efectiv mare de oi, au fost chiar și tata a fost la 3.000 de oi. La 3.000 de oi. Acum sunt jur de 1.000, dar pătătoare mami sunt vreo 800 și ceva. Și e primul caz care fetița cu... Și vreți să-l păstrați așa, să faceți un experiment, da. Să vedeți dacă trăiește, dacă... Așa, de trăi trăiește sigur, că e foarte vioi. E foarte vioi. Bine, nu o să fie pentru reproducție, nu o să-l dăm la reproducție să apară mai departe probleme, dar așa îl lăsăm. Poate cu timpul să-l operăm acolo, nu știu, vom vedea, dar deocamdată îl lăsăm așa că nu-l deranjează cu nimic. Ce dă din codiță? E activ din prima, chiar când l-a fătat activ, așa, nu moale, nu nimic.